frumos aici. Mulțumesc frumos, copii. Mulțumesc. Ioana Sărzân, bine ați venit în școala noastră, așa că sunteți și de aici, de la Turta, ne bucurăm tare mult că sunteți prezenți astăzi în mijlocul nostru. Aceasta este din acest de care ți-am povestit. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Da, așa cum ați auzit, împreună construim oameni este deviza Asociației Bookland. În primul rând, vă spun tuturor celor prezenți, bine ați venit la școala noastră în această zi minunată. Prin susținerea Asociației Bookland, școala noastră a beneficiat de o reabilitare și a modernizarea claselor de elevi. Așa cum a zis și domnul primar, nu mai repet doar pe scurt, corpul 1 s-a reabilitat 99%, apoi să știți, dintr-o discuție cu domnul primar, că nu ne ajung clasele, zice, nu vorbiți cu doamna Mihaela, am vorbit și să știți că rar am întâlnit așa un om hotărât, sincer, am zis, am vrea să construim într-un corp, încă un corp cu 3 săli de clasă, ne puteți oare ajuta? Pe loc a spus, sigur, vă ajutăm. Mă gândeam să spună, mă mai gândesc, vă dau un răspuns, sincer, a spus, vă ajutăm. Apoi am zis, avem un proiect pentru o cameră Smart Lab. Nu avem spațiu, vrem să masardăm. Vă ajutăm și acolo. De aceea le mulțumim din suflet și le dorim ca Dumnezeu să le dea putere și sănătate să facă și au făcut, să facă în continuare asemenea lucruri minunate și în alte școli din mediul rural. Le mulțumim și numai bine le dorim. Acum noi considerăm că într-o societate în care tehnologia primează, considerăm că modernizarea sălilor de clasă este un plus în asigurarea unui proces instructiv educativ optim, iar copiii vor fi mai motivați pentru studiu, mai entuziasmați și în pas cu tehnologia. De aceea vă asigurăm că și până acum, dragi părinți, dar și de acum înainte, copiii dumneavoastră vor avea cele mai bune condiții, dascăl pregătiți, minunați, personal auxiliar și personal nedidactic. Toți să știți, așa cum a zis domnul primar, fiind o școală mai mică, ne considerăm sau considerăm familia. Și cum zicea seară colegul muncitor de întreținere, ce facem, doamna director, doar zice, este și școala este casa noastră. M-am bucurat să aflu acest lucru. Vă mulțumim tuturor și, bineînțeles, preoților și tuturor celor prezenți. Bookland, vă iubim. Din suflet vă mulțumim că ați făcut din școala noastră o bijuterie aleasă. Și cu drag vom învăța, note bune vom lua, oameni demn vom deveni, comunitatea ne-o vom iubi. Să nu ne
vă spun că școala, după părerea mea, este cheia viitorului. În orice stat și în orice perioadă, indiferent că acum 50 de ani nu exista tehnologia de astăzi, și astăzi există informație pe orice șanț. Școala, la școală nu înveți doar niște lucruri de ținut minte, ci și cum să fii independent. Dintre atâtea locuri dragi și sfinte, ochii mamei încă ne privesc. Foarte mult, Asociația Bucret România, din partea noastră a școlii, a elevilor, a părinților, a primăriei, pentru toată implicarea, pentru tot ceea ce a făcut pentru noi. Ei trebuie să știe că se bucură de aprecierea noastră, pentru că sunt minunați. Fără de ei nu am fi ajuns cu siguranță ca școala noastră să arate în acest fel și bineînțeles și cu sprijinul primăriei și a consiliului local. Sunt niște oameni minunați și așa cum zic ei, împreună construim oameni, împreună construim viitorul copiilor și este o mare, mare bucurie pentru noi că am reușit acest lucru. De fapt și pentru mine ca director, eu sunt localnică, poate căci contează, de aceea am și ales să vin să fiu director în această școală. Nu am avut nici un alt motiv sau scop decât să fac, dacă pot, ceva pentru școala în care învăța eu, frații, nepoții și mă bucur că am reușit acest lucru. Nu mă gândeam că atât de multe lucruri să se facă, dar mulțumesc Bucland România din partea a elevilor, a părinților, a dascălilor, a comunității. Vă mulțumim, vă dorim succes, sănătate și putere să faceți tot la fel de mult bine și în alte școli. Toți copiii, mâinile sus! Bravo! Împreună construim oameni.